O complicație care se poate întâlni în sarcina gemelară este aceea că unul din feți se poate opri din evoluție. Atunci când avem de a face cu o sarcină cu două placente diferite, sarcină dicorionică, feții se comportă ca două sarcini unice într-un singur uter. Ei sunt destul de independenți unul de celălalt, astfel că dacă se întâmplă ceva și unul dintre copii nu supraviețuiește, geamănul supraviețuitor nu este afectat, în ideea în care nu este afectată viabilitatea. Însă îi crește șansa să se nască înainte de vreme și nașterea prematură. Cu cât este mai târzie oprirea din evoluția unui făt, este de fapt mai mare riscul de naștere prematură. După cum spuneam, acești gemeni sunt non-identici, asta înseamnă că fiecare, din punct de vedere genetic, poate să fie normal sau anormal. Foarte frecvent, gemenii nesănătoși se opresc din evoluție, ca un curs natural al bolii.